horoscopul zilei de 27 martie. Berbec. Astăzi poate fi o zi de retrospectivă pentru voi. O zi în care să contabilizați realizările și eșecurile, în care să vedeți ce ați greșit și ce trebuie remediat în modalitățile voastre de a gândi și a acționa. Dificultățile financiare nu vă vor ocoli. Luați măsuri active pentru a le rezolva, astfel încât situația să nu degenereze. În privința aceasta, nici într-un caz nu vă bazați pe noroc. Dacă sunteți în conflict cu persoane apropiate de vouă, este un moment potrivit pentru a lăsa orgoliile deoparte și a face primul pas către împăcare. Veți avea ocazia să vă consolidați poziția profesională și să vă îmbunătățiți în mod sensibil situația materială. Totuși, trebuie să fiți atenți la oportunitățile care vi se oferă pe parcursul acestei zile. Taur. Abilitățile și cunoștințele de care dispuneți vă vor fi de mare ajutor în finalizarea cu succes a unei acțiuni sau a unui proiect în care ați pus mult suflet și multă muncă. Satisfacția reușitei va fi pe măsura eforturilor depuse, iar acest lucru va fi încurajator și pentru alte întreprinderi pe care vă gândiți să le puneți în practică. Păstrați-vă însă în continuare vigilenți, deoarece succesul poate atrage în preajma voastră și numeroși profitori deloc bine intenționați. Nu reacționați la provocări, mai ales dacă vin din partea unor persoane care nu contează prea mult. Chiar dacă va fi greu, este recomandabil să vă păstrați cât mai calmi și mai liniștiți. Gemeni. Dispoziția schimbătoare va fi o piedică importantă în calea reușitelor pe care vi le doriți pentru ziua de astăzi. Volatilitatea emoțională nu va fi acceptată de cei din jur, majoritatea persoanelor din anturajul vostru arătând foarte puțină disponibilitate în a încerca să vă înțeleagă. Prieteniile nepotrivite pot să vă aducă unele probleme, de aceea ar fi mai bine să renunțați la ele. Folosiți moderația în tot ceea ce veți întreprinde astăzi și lucrurile se vor aranja în mod natural la locul lor. La un moment dat, revelația zilei va veni sub forma unei reflexii de genul: ești în măsură să faci lucruri incredibile dacă crezi în tine. Rac. Dacă vă simțiți gata să luați deciziile care se impun, faceți acest lucru fără întârziere. Gândiți însă bine lucrurile, pentru că aceste decizii vor avea impact hotărător asupra rezultatelor. Stabiliți-vă obiective cât mai clare, cât mai concrete și, bineînțeles, cât mai realiste. Dacă vă ajută, puteți pune totul pe hârtie, pentru a revizui mai ușor, mai târziu, dacă este cazul. Spiritul întreprinzător stimulat în contextul astral al acestei zile vă sprijină în realizarea unor proiecte originale. Relațiile cu familia trebuie să fie stimulate printr-un comportament înțelegător și prin implicare în rezolvarea problemelor. Nu ignorați chestiunile neclare existente între voi. Leu. O nouă relație poate să se formeze astăzi, prezentând elemente foarte promițătoare pentru viitor. Este posibil să vă aducă multă bucurie această nouă alianță, așa că ar fi bine să o mai păstrați secretă ceva timp, tocmai pentru a vă proteja pe voi și legătura nouă realizată. Nostalgiile vă cuprind și tindeți să vă gândiți mereu la vremuri bune, când nu aveți niciun fel de griji. Pe lângă faptul că s-ar putea să vă răpească timpul prețios, acest lucru ar putea să cauzeze și unele turbulențe în relația voastră de cuplu, mai ales dacă implică vreo fostă iubire din trecut. Poate că e timpul să rezolvați odată pentru totdeauna ceea ce ați lăsat neterminat și să vă concentrați pe prezent, pe ceea ce vă oferă acesta. Fecioară. S-ar putea să resimțiți destul de puternic nevoie de a capitula, de a arunca prosopul în ring, în anumite situații ce par fără ieșire. Acest lucru nu vă convine deloc și vă creează o stare de spirit complet negativă. Riscul de labilitate emoțională este crescut astăzi, așa că trebuie să vă țineți departe de evenimente cu risc destabilizator. Nu este deloc benefic pentru activitatea voastră de astăzi să păstrați aceste energii negative asupra voastră. Luați deciziile care se impun și treceți mai departe, chiar dacă asta înseamnă să faceți lucruri care vă displac profund. Se mai întâmplă și astfel uneori. Nu se poate să ne placă mereu tot ceea ce facem. Balanță. Vă simțiți într-o dispoziție creatoare, inovatoare, care vă poate fi de mare folos în proiectele pe care le aveți de realizat. Poate doriți să vă rezervați timp pentru a vă gândi cum puteți folosi aceste atribute în scopul creării de oportunități pentru voi înșivă.
Nu ar fi rău să vă asociați un grup, alături de prieteni la fel de creativi, cu care să puteți face schimb de idei și păreri. Contextul astral favorizează lucrul în echipă. Colaborarea strânsă poate asigura și progresul relației de cuplu, așa că mizați pe comunicare deschisă și sinceră. Veți avea noroc în relaționarea cu o persoană de sex opus, dacă veți alege să mergeți pe această cale. Scorpion. Așteptările altor persoane ar putea să intre serios în conflict cu propriile voastre așteptări. Din păcate, v-ați putea deziluziona foarte rapid în cazul în care veți constata că nu reușiți să vă satisfaceți nici măcar nevoia de bază în direcția în care acționați. A nega realitatea este cel mai rău lucru pentru voi acum. Firea voastră pasională poate să vă aducă multe necazuri astăzi, impulsionându-vă să acționați orbește, fără a vă gândi prea mult. Trebuie să fiți pregătiți să profitați de fiecare ocazie favorabilă care vi se prezintă în față. Contextul astral susține încheierea de parteneriate de afaceri profitabile și de a acționa în direcția unor asocieri financiare lucrative. Săgetător. Energiile emoționale astăzi sunt puternice, dar plăcute. Aspectul pozitiv este dat de constanta acestora. Socializarea eficientă la locul de muncă sau conexiunile făcute în contextul muncii desfășurate vă pot aduce oportunități neașteptate astăzi. Sunteți dispuși să-i ajutați pe cei din jur, iar acest lucru vă va atrage simpatie și gratitudine. Este un moment potrivit pentru a vă pune la punct chestiuni legate de starea materială, de obiceiuri, de activitatea voastră de zi cu zi. Planurile voastre în plan sentimental vor merge excelent. Aveți grijă să nu amestecați afacerile cu plăcerea, căci lucrurile pot să se încurce urât de tot. Capricorn. Problemele personale vă vor ocupa mare parte a zilei, așa încât să fie o provocare pentru voi să participați activ la evenimente sociale dacă veți fi invitați. Nu este de preferat nici să declinați invitațiile primite, pentru că ați putea pierde oportunități importante. Izolarea de anturaj nu va fi de ajutor, dimpotrivă, discutând cu persoane din jur, ați putea găsi mai ușor soluții la problemele care vă frământă. De asemenea, sprijinul pe care voi la rândul vostru l-ați putea oferi celorlalți astăzi își va arăta beneficiile pe termen lung. La muncă nu încercați să mergeți prea repede, nerespectând programul stabilit. Pe de o parte există un risc crescut de superficialitate ce poate afecta luarea unor decizii corecte, iar pe de altă parte puteți să vă supra-solicitați încercând să faceți prea mult deodată. Vărsător. A discuta despre sentimentele voastre, despre trăirile voastre interioare, nu prea vă stă în fire, însă astăzi este de preferat să fiți ceva mai practici și să luați inițiativa discuției legate de problemele nerezolvate care vă umbresc bunăstarea. Veți trece prin turbulențe emoționale destul de semnificative, cu momente de angoase ce vor alterna cu cele de speranță. Trebuie să vă găsiți echilibrul emoțional care este cam labil astăzi, iar acesta ar fi un prim pas destul de important. Productivitatea unui astfel de demers scade pe măsură ce timpul trece. A trage de timp este o acțiune păguboasă. Așa că faceți-vă curaj și nu mai amânați nicio clipă. Pești. Trăirile voastre emoționale s-ar putea succede cu prea mare repeziciune, iar voi nu ați putea să nu fiți capabili să țineți pasul. În anumite momente, s-ar putea să vă simțiți absolut copleșiți. Unii dintre voi s-ar putea să facă față, alții se vor prăbuși până la finele zilei. Important este pentru toți să căutați ajutor atunci când considerați că este prea mult pentru voi. Un prieten care să vă asculte, un psiholog chiar, dacă este nevoie. Inclusiv relațiile cu familia vor fi perturbate. Vă puteți considera extrem de norocoși dacă partenerul va empatiza cu voi și va face eforturi să vă scoată din starea în care sunteți.